cunoaștem Alba Iulia. Biserica evanghelică a fost construită în două etape, 1824-1826 și 1853, când se construiește și turnul clopotniță. În apropierea bisericii se aflau casa parohială și confesionale. În 1849, un obuz tras din cetate spre soldații maghiari a pătruns în biserică și se află și azi nava altarului neexplodat. Cunoaștem Alba Iulia.